Bine v-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Horticultura românească este și va fi în continuare afectată de schimbările climatice. Variațiile de temperatură și lipsa de precipitații influențează deja productivitatea culturilor legumicole. În anumite zone de la noi din țară, acest lucru poate duce la abandonarea sectorului horticol de către foarte mulți fermieri. Specialiștii mediului academic de la Facultatea de Horticultură București spun că în acest sector trebuie adaptată întreaga tehnologie aplicată în funcție de evoluția condițiilor pedoclimatice. Cu toții vedem de la o zi la alta că lucrurile stau diferit. Chiar și în acest an avem un decalaj foarte, foarte mare al vegetației, deci o pornire timpurie în vegetație la multe specii. Și vă pot spune un lucru, că firmele românești chiar sunt pregătite și au început să-și introducă în portofoliu produse specializate pentru protecție, spre exemplu, pentru îngheț. Deci, cumva, lucrurile acestea merg mână-mână și companiile încearcă să facă, să întindă, să ofere, de fapt, un suport fermierului cum se poate să facă față. La diferite provocări și aici, când vorbim de schimbări climatice, vorbim de un complex de schimbări climatice, însă reziliența despre care vorbim la nivel atât de genetic poate fi completată foarte bine cu produse profesionale, bine aplicate, în cunoștință de cauză, de către absolvenți de-a noștri eventual sau cei care lucrează și practic agricultura la modul cât se poate de serios și profesionist. Am luat schimbările climatice un pic în derâdere. Mi s-a părut că nu o să ne afecteze chiar atât de grav, dar ați văzut că ne afectează, pentru că, uitați-vă, suntem în luna martie și e frig, în luna februarie am umblat în tricou, deci cred că probabil va trebui într-adevăr să găsim niște oportunități și niște rezolvări ale unor probleme cu care ne vom confrunta din ce în ce mai mult. Ce mai putem cultiva în România ca să avem producție și de ce nu să avem profit? Păi cred că putem să cultivăm orice, dacă învățăm să facem tehnologia cum trebuie. Eu însă aș recomanda în primul rând culturile, cel puțin pe legumicultură, că eu profesor de legumicultură sunt, aș recomanda culturile în spațiile protejate. Deci fie că e vorba de sere, fie că e vorba de solarii, iar pentru culturile în câmp aș recomanda să rămânem pe specii mai puțin pretențioase, rădăcinoase, bulboase, iar pentru culturile foarte pretențioase, eu spun că ar trebui deja să ne orientăm către spațiile protejate. Valoarea pământului din jurul gospodăriei. Mulți săteni se plâng pe bună dreptate că banii sunt insuficienți pentru traiul zilnic, că totul se scumpește de la o zi la alta, iar stresul problemelor zilnice le afectează sănătatea. Un legumicultor argeșan are câteva soluții prin care își ușurează și munca, dar și viața cotidiană. Dacă sunteți curioși care sunt metodele aplicate de acest fermier, vă invităm să vedem împreună materialul următor. Legumicultor cu experiență, dar și demn urmaș al părinților săi care puneau preț pe fiecare palmă de pământ, Constantin Busuioc nu duce lipsă de nimic, ba din contră, face și bani frumoși din vânzarea legumelor, pe toată perioada anului. Suntem în comuna Poenari, satul Groșani, la familia Busuioc. Deci aici avem acest mic solar, am pus pentru familie, pentru prieteni, pentru cine mai are nevoie. Avem salată, avem mărar și ceapă. Deci astea le-am pus în toamnă. Am mărat frumos terenul, am udat, l-am dezinfectat un pic cu niște var și am plantat salata. Am pus câte 4-5 bobițe în fiecare cuib așa și am pus folia peste ele până a ieșit, până a dat din semințe. Salata verde încolțește cam în 2-3 săptămâni, iar după această perioadă sunt necesare alte lucrări care să favorizeze dezvoltarea, ținând cont că iarna temperaturile sunt scăzute, iar legumicultorul, mergând pe costuri minime, nu încălzește solarul. După aia am pus niște fiare arcade frumos și am săltat peste și toată iarna l-am ținut ăsta. Când o perioadă m-am uitat și eu până ele, am văzut, mai trebuie udate, nu mai trebuie. Mă rog, și spre ianuarie le-am desfăcut, le-am mai udat, am curățat bruiana. După sfârșitul lui ianuarie le-am rărit. Uite, dacă se vede, astea care sunt mai mici sunt rărite.
plantat ca să, în spații unde nu era, unde era mărat mai rar, și ăstea să fac mai târziu, că nu trebuie toate să fac odată. Experiența l-a învățat pe Constantin Busuioc că lângă salata verde merge de minune ceapa, dar și mărar, pe care l-a semănat în același timp în solar. Ceapa la fel am curățat-o și avem ce consuma în primăvara asta. Că ăsta e un venit care, dacă ar face toți ce fac eu, nu s-ar mai văita că e pensia mică, că nu ne ajunge, că nu știu ce. Și are, lumea are terenuri, hectare. Imediat ce va termina trufandalele, Constantin Busuioc este hotărât ca pe acestea, dar și pe alte suprafețe, să planteze ca a doua cultură roșii, vinete, castraveți și ardei. Asta pentru că așa a învățat de la străbunii săi, pe de o parte și pe de alta, pentru că are cumpărători care, convinși de raportul calitate-preț, vin an de an ca să se aprovizioneze de la el. Sectorul vegetal este decapitalizat. Războiul din Ucraina și ulterior deschiderea coridoarelor privind tranzitul cerealelor ucrainene către portul Constanța au generat probleme pe lanțurile de aprovizionare și o suprasaturare a pieței interne. În acest context, fermierii au ajuns să-și vândă producțiile la prețuri de mizerie. Bună parte dintre ei se chinuie să reziste în piață și să-și reducă pierderile înregistrate. Agricultorii de la noi din țară așteaptă o poziție fermă din partea guvernului pentru a proteja acest sector ajuns în pragul falimentului. Suntem de acord să sprijinim Ucraina, dar fără a distruge agricultura românească. Avem convingerea că măsurile pe care le-au însușit, atât factorii decizii Ministerul Agriculturii la solicitările fermierilor, vor fi puse în practică și nu vor fi mimate, așa cum din păcate se observă că traseul ăsta al cerealelor merge fără restricțiile pe care noi le-am solicitat și care sunt normale în această perioadă pentru protecția fermierilor din România. Această lipsă de protecție a fermierilor români se adaugă peste acea secetă cumplită care a venit în anul 2022, în 2023 și iată, mulți fermieri sunt în pragul falimentului. Părerea mea că măsurile acestea trebuie luate, să zicem, în al 12-lea ceas și ele sunt imperative. A fost inundată piața românească de cereale de acolo, făcute în alte condiții decât normele de europene și cu un preț la jumătate și de aici s-a dereglat totul, ajungând fermierii în pragul falimentului. Sunt multe ferme în situația asta, să intre în faliment? Chiar foarte multe. N-am eu o statistică, dar fiecare își cunoaște situația. Agricultura este complexă, complicată, n-a beneficiat de un program strategic național pe 20, pe 10 ani, 20, 30 sau chiar 40, cum trebuie să o facă. Fiecare a promis că se face, n-a fost angrenată Academia, oamenii de știință, oamenii care cunosc cu adevărat, ca să dea niște direcții de dezvoltare și fiecare a lucrat pe contul lui și neavând niște credite financiare solide, cu mare Uniunea Europeană și foarte fluctuante, fermierii nu s-au capitalizat, au continuat să decapitalizeze și sunt lucruri foarte serioase la care, nu întâmplător, protestele au venit pe fondul unor realități care se întâmplă în ferme. Fără o strategie a investițiilor nu se poate dezvolta nicio afacere. Apicultorii cu experiență știu că iarna sau mai degrabă atunci când temperaturile sunt scăzute nu se umblă în stupi. Asta nu înseamnă însă că acum nu au de lucru. În acest răstimp se pregătesc pentru perioada când soarele va fi mai puternic și albinele vor porni în plin la cules. Iar atunci când vor pleca în pastoral, trebuie să aibă totul pregătit, inclusiv planul de investiții. Apicultorii care au avut un bun management al afacerii, dar și piață de desfacere, au strâns ceva, cheag. Iar din banii adunați încearcă să-și ușureze munca și să-și optimizeze productivitatea. În termeni economici, reinvestesc câștigul în încercarea de a obține un profit mai mare. Chiar în toamna aceasta am luat o nouă centrifugă care este un pic mai mică decât centrifuga care o am eu pentru stupii de producție.
Îmi este foarte utilă când avem ocazia să extragem mierea în câmp. De câțiva ani de zile eu nu mai extrag mierea în câmp, caturile mi le aduc acasă și extragem mierea în laboratorul de acasă. Dar avem nevoie și de o centrifugă în câmp pentru a debloca cuiburile la familiile mai slabe și anul acesta am făcut un efort și ne-am luat și centrifuga aceasta. Este scumpă ca investiție? Este în jur la 10.000 de lei. Este, toate lucrurile s-au scumpit. Pentru perioadele când pleacă cu stupin pastoral, Adrian Ivașcu a mai apelat la încă un ajutor pentru care a mai scos ceva bani din buzunar. Mi-am luat un cântar care să mă informeze de evoluția culesului de la distanță prin SMS, la fel o investiție de 3.500 de lei. Și cum funcționează? Îmi arată evoluția culesului, adică sporul la cântar, în trei momente ale zilei. Undeva la 12, seara la ora 20 și dimineața la ora 9. Și trimite pe SMS, pe telefon SMS. Acest lucru cum vă ajută în activitatea dumneavoastră? Vă dați seama dacă mai rămâneți, dacă plecați, da, sau ce? Așa este, mă ajută să-mi dau seama de evoluția culesului, dacă mai este nevoie, dacă mai pot sta la un cules de floarea soarelui, de salcâmp, sau trebuie să mă pregătesc pentru un viitor cules, să-mi fac o mutare la salcâmp 2, la salcâmp 3 sau la un alt an de floarea soarelui, să plec sau să vin. Deși este argeșan, a renunțat să-și mai ducă stupii în zonele din apropiere din cauza pagubelor mult prea dese pe care le fac urși în ultimii ani. Așa că preferă să meargă în pastoral în ținuturi melifere mai îndepărtate, dar mai sigure, precum Călăraș, Fetești ori Calafat. Ministrul Agriculturii a făcut anunțuri de ultimă oră pentru sectorul agroalimentar. Investiții haotice în sectorul agroalimentar, 2% din PIB-ul țării alocat agriculturii, salvarea ultimelor două fabrici românești de zahăr. Sunt câteva subiecte de mare interes pe care ministrul Agriculturii Florin Barbu le-a abordat în cadrul unui interviu în exclusivitate la Prima News. V-am pregătit o sinteză din această intervenție a liderului de la MADR, iar pe site-ul agrotv.ro găsiți și alte informații legate de răspunsurile date la întrebările moderatorului Ionuț Cristache. Investițiile au fost făcute în mod haotic în sectorul agroalimentar. Aceasta a fost una dintre declarațiile lui Florin Barbu. În cadrul unei emisiuni la Prima News, ministrul Agriculturii a povestit despre reorganizarea priorităților și investițiilor, dar a oferit și exemple din sectorul porcilor și cel avicol. Avem peste 56.000 de locuri de cazare care sunt în construcții montaj. Într-un an jumătate vom produce în România 1,8 milioane de purcei în plus față de ce avem ca și locuri în reproducție. Până când? Într-un an jumătate. Ah, okay. Fermele sunt în lucru. Care 56.000. Să crească procentul cu cât? Păi cu aproape 25%. Uh-huh. Plus că începând cu luna iulie mai deschidem încă 100.000 de locuri de cazare în sectorul de reproducție, pentru că investițiile în România au fost făcute haotic. Și spun acest lucru și luăm un exemplu, sectorul de porc. Degeaba am făcut ferme de îngrășare dacă noi nu am făcut fermele de reproducție. Pentru că România are nevoie pentru grad de autosuficiență de 9 milioane de porci. Practic, tu trebuie să produci în România 9 milioane de purcei. Da. Dacă te duci și cumperi purcelul cu 120 de euro din Uniunea Europeană, bineînțeles că fermele din România intră în faliment. Pentru că câștigul, practic, îl exporți afară. Da. Pentru că dacă cumperi 5 milioane de purcei la un preț de 120 de euro, asta înseamnă aproape 600 de milioane de euro. Un purcel produs în România, costul unui purcel produs în România este de 50-60 de euro. Practic, jumătate din bani pleacă în țările din Uniunea Europeană de unde importăm purcel și, practic, se decapitalizează fermierii și acei bani care trebuie să le rămână lor trebuia să plece în Uniunea Europeană. De aceea am luat acest model de investiții și în sectorul avicol. Am investit foarte mult în fermele avicole, iar și aici este un deficit și vă dau un singur exemplu. Avem ferme de reproducție în sectorul avicol, dar nu avem incubatoare.
Ministrul Agriculturii a atins și subiectul producției de zahăr din țară, dar a menționat și planul său ambițios, acela de a investi în ultimele două fabrici de zahăr din România. România produce 25% din necesarul de consum de zahăr. Noi producem aproape 100.000 de tone și consumăm 400.000 de tone. Oricum, importul de zahăr trebuie făcut. Dar ce ne dorim? Ne dorim să nu se facă practică comercială neloială. Ne dorim ca acest import să se realizeze de cei care fac procesare, așa, că vorbind de panificație, să nu ia de la intermediar și să ia la un preț foarte mare, și ne dorim să salvăm aceste fabrici, două fabrici care le mai avem, să importe zahăr, practic să intre cu el într-un proces de cristalizare, să poată să-l scoată la 0,6 bob, așa cum se vinde zahărul cristalin în magazine. Agricultura a primit un procent de 2% din PIB-ul României. MADR-ul a înțeles dificultățile cu care se confruntă fermierii, nemulțumiri manifestate și în cadrul protestelor. Atunci când am realizat bugetul, am avut o discuție cu domnul premier Marcel Ciolacu și a înțeles că agricultura are nevoie de bani, pentru că fermele erau în dificultate din cauza acestui război, și a alocat 2% pentru prima oară în ultimii 30 de ani, 2% din PIB-ul României către agricultură. Toate acele revendicări pe care fermierii, atât de la afumați, cât și cei din formele asociative care nu și-au asumat acest protest, știau că actele normative erau deja puse de către Ministerul Agriculturii în transparență. Crescătorii de capre speră să facă venituri mai bune decât cele din anii trecuți. Început de an, promițător pentru crescătorii de animale din județul Dâmbovița. Iarna a fost blândă, iar animalele au ieșit mai devreme la pășunat, fapt care îi scutește pe fermieri de cheltuieli în plus cu furajele. În acest moment, fermele sunt pline cu iezi, iar prețul va fi în jur de 30 de lei pe kilogram carcasă. Văd că aveți foarte mulți iezi aici în fermă, ne aflăm în prima perioadă de fătare a caprelor. Ce ne puteți spune? Da, așa este. În primul rând, bine ați revenit la mine în mica fermă de capre. Într-adevăr, pentru că facem o muntă dirijată, cam știm exact când este perioada de fătare și, după cum vedeți, sunt cam toți de aceeași vârstă. Au început fătările de cam 10 zile și eu estimez că încă 10 zile de aici încolo se cam încheie. Sunt produși destul de buni față de anii trecuți. Ne-a ajutat și vremea, că n-au fost foarte frig, except în cele două săptămâni de acum o lună și ceva. În rest, o vreme, cum să zic, mai de toamnă. Și pentru că tot am selecționat an de an, am și niște țapi mai de calitate, reproducători, și rezultatul se vede. Foarte multe fătări gemelare, deci cu câte doi iezi, ceea ce nu e o mare bucurie pentru crescătorul de capre, că este un chin în plus. Iedul fiind un pic mai sensibil, trebuie ajutat primele zile să recunoască mama, să știe să sugă, e un pic mai complicat. Dar am și foarte multe cu un singur ied. Putem spune că este un an bun pentru crescătorii de capre până în acest moment? Până în acest moment eu sunt destul de mulțumit la producția de iezi. Și laptele s-ar vede că ar fi un an bun, deci nu am nicio capră fără lapte. Și sper că de Paște să fie și căutați și să fie și măricuți față de anii trecuți, când era Paștele mai devreme. Având în vedere că mai sunt două luni până la Paște, eu cred că va ajunge și iedul în carcasă undeva în jur la 10 kg, ceea ce după mine este foarte bine, mai ales că cel puțin eu n-am rasă specializată de carne. La mine sunt carpatinele noastre, autohtone, și nici nu le suplimentez iezilor cu nimic mâncarea, deci doar ce suc de la mama lor, deci numai natural. Ca și preț, care credeți că ar fi prețul anul acesta? Păi, având în vedere că foarte, foarte mult cheltuielile nu au crescut față de anii trecuți, adică costul lor, prețul, nu au crescut foarte, foarte tare, eu cred că tot în jur la un 30 de lei în carcasă va fi prețul
prețul la Paște. Cred că este un preț destul de ok. Este căutată carne de ied? Dacă îți faci un pic de reclamă tu crescător și reușești unui prieten, unui rude, unui cunoscut, să-i dai cu un an înainte ied să-l lămurești, măi, uite, ea încearcă și ied anul ăsta, cu siguranță vine al doilea an și te întreabă el. Deci eu mi-am făcut o clientelă, să zic așa, și nu pot să spun că am probleme în a desface, în a avea desfacere atunci la Paște.